N-am un cuvânt, vreau să-l citesc, dacă nu vă e greu să vă ridicați. Nu de alta, se putea și altcumva, dar dacă nu sunteți în picioare, eu sunt așa îndoctrinat că mă încurc dacă citesc și stau jos. Când a intrat Iisus în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau un templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit în templu și el a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând din templu, în templu și zicând, Osana fiului David, s-au umplut de mânie și au zis, auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus, oare n-aș citi niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sunt alăptați. Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a poposit acolo. Amin. Vă rog să vă reașezați. Iubiților, cred din toată inima că zilele pe care le trăim sunt zile în care doriți să vă apropiați de Dumnezeu. Eu cred că de asta ați venit aici. Eu cred că de asta nu vi-e greu să urcați trei etaje, că bănuiesc că nu pe toți vă urcă cu liftul. Eu am fost oaspete și m-am gândit că dacă veneam sigur nu mă urca nimeni cu liftul. Și veniți și nu e o problemă că sunt trei etaje. E în regulă, din prima, ați hotărât să veniți aici, pentru că vă doriți relație, nu? Einstein spunea că nu există nenorocire mai mare și o idee mai idiotă ca atunci când omul va înlocui comunicarea cu tehnologia. Și noi am ajuns acolo, în vremea aia idiotă despre care vorbea el. Știi, telefonul e făcut pentru comunicare. Pentru asta a fost făcut, dar noi din cauza lui nu mai comunicăm. Avem o soră care a trecut la Domnul și are vreo 70 de nepoți. Și parte dintre ei s-a adunat la ea acasă, spuneau toți așa pe un fel de fotoliu, că era cât toată sufrageria, așa, peste tot. Și s-a uitat la ei că a venit să mai stea și cu ea acum, care din străinătate, care din alt județ, dar nu prea stăteau cu ea și stăteau toți acolo, știți, și făceau ceva. Și mă, ce stați așa toți ca ghioceii? Și așa suntem în perioada asta, da, ghioceilor. Deci, dragilor, cum tehnologia a înlocuit relația dintre noi și comunicarea adevărată. Și voi ați venit în seara asta aici, cred că din dorință de a avea relații cu Dumnezeu. Și la vârsta pe care o am și de câți ani slujesc, încă nu pot să spun niciun momentul de față că nu știu cât de mult iubește Dumnezeu religia sau dacă o iubește. Dar pot să vă spun cu toată certitudinea că Dumnezeu iubește relația. Așa că în seara asta căutați-L din toată inima, cu sufletul. Spuneți-i, Doamne Dumnezeule, lucrează Tu. Știți ce? Mi-aduc aminte acum de un păstor în vârstă, dar dintr-o altă țară era el, avea pe amvonul lui o mănușă uzată. Părea a fi, când intra în biroul lui, o mănușă din asta de fost motociclist. Avea impresia că a fost din ăsta, cu motor, cu ceva, a fost cu el, dar nu avea nimeni curaj să-l întrebe ce-i cu mănușa aia uzată care o ții acolo, tocmai pe biroul pastoral. Și la un moment dat, cineva care a fost invitat, din curiozitate, biruit de curiozitate, mai bine zis, i-a pus și întrebarea asta. Dar totuși ce-i cu mănușa asta aici, că am văzut-o eu, colegii mei, pastorii, toți care au fost aici, care-i treaba cu ea? Zice, mănușa asta o țin aici și o vezi uzată pentru că ea a fost nouă. Dar de fiecare dată, înainte să urc la amvon, la biserică, să predic, am băgat mâna în mănușă și am făcut de două, trei ori așa. Păi și? Deci asta numai așa ca să-mi dau seama, să realizez că eu sunt doar o mănușă și dacă nu pune Domnul mână înăuntru, nu se întâmplă absolut nimic. Niciodată, nu se, ni se pare nouă că se întâmplă ceva. Niciodată, dacă nu pune Domnul mâna și nu lucrează El, nu se întâmplă nimic.
avem agendă, avem organizare, ne pierdem în detaliile astea. Dar aș vrea în seara asta de cumva să ne pierdem, să ne pierdem în brațele Domnului Iisus Hristos. În brațele Domnului Iisus Hristos e extraordinar și să mori, nu numai să trăiești. Mi-aduc aminte de un Crăciun când la știri, poate cu vreo 4 ani în urmă, am auzit la știri ce tristețe mare a fost în America pentru că un pruncușor a murit tocmai în brațele lui Moș Crăciun. Adică dacă zicea, am murit în brațele lui Iisus, ce dacă mori în brațele lui Moș Crăciun? Dragilor, m-am bucurat, trebuie să vă spun, pentru că m-am gândit un timp, când fratele păstor Adi m-a chemat și mi-a spus că o să mă întâlnesc aici cu colegi pe care mă bucur să îi întâlnesc, Domnul să-i binecuvânteze, m-am gândit, bă, de ce îi zice Biserica Lumina? Dumneavoastră nu v-a spus întrebarea asta, probabil că tot se leagă de numele bisericii dumneavoastră, dar nu mă leg, că eu gândindu-mă la treaba asta, chiar m-am luminat. După ce Adi mi-a spus, dar de ce îi zice Lumina? De ce nu-i zice Lumina Lumii? De ce nu-i zice Lumina Evangheliei? Și zic, nu, până la urmă Dumnezeu mi-a dat înțelepciune și mi-a dat seama că da, stai un pic, că e suficient. Lumina e suficient. Vedeți, în Biblie scrie în Cartea Psalmilor că seara vine plânsul, iar dimineața vine veselia. De ce credeți că spune în Biblie așa vorbe Dumnezeu? Probabil că, uitați, eu sunt omul care nu pot să merg, nu mai știu de cât timp nu am agenda așa pusă, dar Doamne, am pus agenda pe un an de zile, nu. Eu știu așa, duminică trebuie să merg acolo, dar totdeauna vorbesc dacă sunt invitat de cineva, aveți o situație de backup. Din cauza problemelor de sănătate. Nu vă spun ultimii 3 ani de zile cât de mult am suferit. Și de 3 ani de zile pot să vă spun că aproape de fiecare dată am mers însoțit de cineva, nu pot să merg singur. Știți, adică nu mă pierd, sunt conștient, dar trebuie cineva să ia telefonul în caz că se întâmplă, să dea un telefon, să vină după mine. Că eu nu mai pot să văd vreo 3 zile. Asta s-a întâmplat în ultimii 3 ani. Dumneavoastră nu sunteți așa, nu? Asta înseamnă că așa am suferit mult timp de 3 ani de zile și nu numai 3 ani de zile, că la noi în Arad deja e așa, o modă să zică, mă, Popelea e bătut de Dumnezeu și eu zic, aleluia, aveți mare dreptate. Știi că să fii bătut de Dumnezeu nu e chiar așa de rău decât să fii lăsat la urmă, să fii pedepsit odată cu păcătoșii, nu? E bine să fii bătut de Dumnezeu. E mai bine să înțelegi așa, de bunăvoie, pentru că, știi, experiența e școală cu taxe mari. Dacă vrei să faci la stat, acolo, la fără plată, e foarte bine. Dacă nu, când plătești, ții minte mai bine. Și vreau să vă spun, acum vorbesc probabil ca unul care știe cel mai bine de aici ce înseamnă suferința, nu o să stau să vă explic, prin când am trecut și în anul 2019, când nu eram între moarte și viață, când așteptam injecția aia de care mulți s-au temut acum în pandemie, mă, numai să nu te bage în comă indusă, că atunci, deci eu așteptam injecția aia acum și fiica mea fiind doctoriță la reanimare, o întrebam, tati, dar cum e aia cu când îmi dați injecția aia? Știți că nu mai aveam intestine. Dacă zic că nu mai aveam, erau toate inflamate ca un calup. Medicii care au operat, le-au luat, le-au dat drumul, a doua oară după ce m-au operat, asta datorită faptului că am avut în urmă cu vreo 25 de ani un accident și de acolo am făcut o ocluză și acum niște complicații foarte mari. A doua oară mi-au pus așa numai un furtun și cumva așa 2 ațe, nu mai cusut, așa am rămas pentru că o zic și așa mor. La Cluj nu se mai poate face nimic, scrisorile medicale a mele trimise peste tot, nimic. Dar Dumnezeu m-a ridicat din morți. Știți cum m-am simțit? O lună de zile n-a trecut absolut, nu știu de ce spun lucrurile astea, nu erau planificate. Dumnezeu să vorbească. O lună de zile n-a trecut nimic prin mine. Nimic. Puteai, aveai voie să-mi dai orice, apă de bodă, n-avea pe unde să ducă. Da, eram tot, ziceai că sunt un fel de mașinărie, furtune peste tot. Și dragilor, era acolo și cuscra mea, era și fiica mea și știam că acum trebuie să plec și am chemat pe cineva, avem la biserică un frizer, îl cheamă Beni. Aveți frizer la biserică? Tot Beni îl cheamă. Peste tot este câte un frizer la biserică și de obicei îl cheamă Beni. Și am zis, Beni, vino la reanimare, venite-l în vizită și zis, ce vreți, de ce m-ați chemat, tunde-mă?
Și atunci am fost cel mai scurt tuns, așa, zicheamă până la piele. Mi-am cerut voie, cum am văzut aia de acolo la reanimare, au zis, dar de ce frizer? Zic, s-o mai tuns cineva aici, nu dai voie? Ce să facem cu tine acum, dacă vrei? Și m-o tuns, o zic, dar de ce? Zic, uite, nevasta aici, eu sunt pregătit să plec, eram tare bucuros acum, știi, că nu m-am, Doamne, dacă sunt eu așa bolnăvicios, de ce trebuie să stau așa de mult pe pământul ăsta? Măcar să facă fiica mea cea mică 18 ani și atunci poți să mă duci. Și acum fiica cea mică avea 18 ani. Ba mai mult, când eu stăteam acolo pe pat și așteptam să-mi vină ziua de plecare, ea a venit de la stăruință, din Arad, de la Betania, plângând. Eu am crezut că plânge pentru mine, plângea și pentru mine. Dar mai tare plângea de bucurie că a botezat-o Domnul. Și am zis, aleluia, ăsta e semnalul, de acum plec, mă duc. Tuns sunt, i-am zis, neveste mele, acum cu două șervețele din astea umede mai rezolvat, mă și spel pe cap, m-o și barberit acolo, că am zis, mai dau, ce crezi că ăștia de la pompe funebre mai fac pe mine? Mă rezolve, dar exact așa ce vă spun eu am făcut. Și când așteptam să plec, într-o duminică dimineața la ora 7, deodată, într-o fracțiune de secunde, nu sunt omul ăla care stau înaintea dumneavoastră să vă spun acum, păi când m-am rugat eu și am strigat către Domnul, ce să mai strig, oameni buni, că nu mai aveam cu ce? M-am bucurat când am auzit un om acolo lângă mine care și el a ieșit din operație. Și avea niște dureri fantastice, încă nu era lucid, dar zicea într-una din gura lui atât, câteva cuvinte, Doamne Iisuse, du-mă la Tine! Doamne Iisuse, du-mă la Tine! Ați vrea să vă spun ce religie era omul ăsta? Ați vrea? N-o să vă spun că nu contează, n-am mai întrebat. Am zis, dacă omul ăsta poate să spună așa ceva, în suferința lui înseamnă că religia lui nu mai contează, e pregătit să plece. Și dimineața, la ora 7, când am deschis ochii, eu n-am făcut nimic altceva decât să deschid ochii. Când am deschis ochii, în momentul acela mi-a revenit tranzitul. Știți, ei măsurau acolo cantitățile să vadă pungile, n-au mai scăzut cumva, lichid. Adică dacă scădeau din pungi, însemna că trece prin mine. Și de atunci au început să scadă pungile, în fiecare zi, tot mai mult. Iubiților, sunteți astăzi aici, aveți și sănătate. Sunteți astăzi aici, aveți belșug de binecuvântare. Prețuiți-L pe Dumnezeu și rugați-vă din toată inima. Mulțumiți-L lui Dumnezeu și nu fiți ca oamenii aia așa încrustrați. Tot timpul ne aduce nouă diavolul ceva ca să ne temem. Când a fost aia cu mască, a fost aia cu mască. Acum știu pe cineva care nu mai îmi fac casa. Acum zice, deși proiectul făcut, arhitectul e foarte supărat, că rămâne totul bal, zice, dar acum să-mi fac casă. Dacă vine o bombă, păi crezi că mai stau cu banii în jeb la mine, în buzunar să stea banul, nu-mi fac eu casa acum să cadă peste mine. Nu fiți așa, oameni buni. Ajunge zilei necazul ei. În Semla, unde slujesc o altă biserică din sector, există o familie de ucrainieni care sunt acolo cazați la un frate, în casa lui, și mi-au spus frații că dacă lucrează ceva pe acolo, pe în spate și bat într-o tablă, toți sunt. Tata, mama, copiii, imediat se bagă cu toții sub masă. Atât de traumatizați sunt, vin exact din zona aceea. Dumneavoastră, bucurați-vă, haideți să ne bucurăm, Domnul să ne ajute. Deci seara vine plânsul, dimineața veselia, extraordinar când ești bolnav să vină lumina zilei. Să vină lumina zilei. Acolo unde e lumina, că-i ars, că-i umbrit locul, aduce vindecare. Ați văzut când trageți un butoi dintr-un loc, da? Unde deja n-a mai fost iarba, ai văzut cum minșună pe acolo tot felul de vietăți. Dar peste câteva vreme trebuie să tunzi iarba acolo, pentru că locul acela se vindecă. Unde vine lumina, vine vindecarea lui Dumnezeu și cetatea s-a pus în mișcare pentru că lumina, adică Iisus Hristos, a venit în întunericul care era acolo și era dens în Ierusalim și chiar în templu. De aceea, dragilor, mă bucur de numele pe care îl aveți, Biserica Lumina, Domnul să vă lumineze, pentru că fără lumină nu veți putea face nimic. Câți dintre dumneavoastră vă țineți florile alea frumoase, așa, peste iarnă, uite, le bag în pivniță. În pivniță, la întuneric, vă țineți florile. Păi le schimonosiți din cea mai frumoasă floare. Ajunge să crească în întuneric un monstru, diform. De aceea, dragilor, lumina ne face frumoși. Lumina ne face după asemănarea lui Dumnezeu.
Și de aceea m-am bucurat din toată inima în această seară să pot ajunge aici la Biserica Domnului, Biserica Lumina. Un pastor, într-o zi de floriș, începea predica spunând că sărbătoarea aceasta seamănă cu o tablă de șah. De ce? Pentru că spunea el că dacă într-o zi ieși înaintea lui Iisus Hristos să-L întâmpini cu toată viața ta și cu deplină inimă, s-ar putea să pierzi o grămadă de lucruri, o grămadă de piese, ca tabla de șah, de exemplu. Ai putea să pierzi, dacă îl întâmpini pe Domnul Iisus Hristos, ăia, pionii, ai putea să pierzi nebunii, nebunii de prieteni, ăia care la rândul lor, după ce te-ai pocăit, că și mie mi-au zis, nebunule, ce pui la cale? Ce ai găsit acolo? Ce manevră ai? Dacă te pocăiești cu adevărat, dacă Iisus Hristos intră și în inima ta, cum a intrat în Ierusalim, s-ar putea la un moment dat să pierzi turele, știi, astea de pe extreme, una, două, trei ture la amvon. Și n-ai cum să te superi, pentru că te-ai întâlnit cu Iisus Hristos. S-ar putea să pierzi și damele. Știți că sunt unii care vin din lume și mărturisesc și ce nu trebuie. Că am fost rău, că am fost violent, așa cumva, cu laudă, am fost violent, eu am fost în loc să ne doară, dragilor. Că sunt unii care intră la mărturisire și vin. Așa aveam o perioadă în care în fiecare duminică dimineață de cina Domnului cineva bătea la ușa biroului și ori intra mie, ori intra alt frate păstor ca să ne mărturisească o soră aceeași treabă. Frate, oare-i păcat că în săptămâna asta am tăiat o găină? Sunt unii, dragilor, care mărturisesc păcatul lui Dumnezeu, ne mărturisesc și nouă, dar nu simt nimic pentru asta. Stau acolo și zic, na, și mai trebuie să spun ceva, eu știu. Ar mai fi ceva, eu știu. Dacă mai este, mai spuneți. Știți care este primul care trebuie să simtă durerea păcatului? Tu. Dacă tu nu simți că ești păcătos, dacă păcatul nu te doare, degeaba l-ai mărturisit. Și sunt unii care mărturisesc și câteodată eu vă spun sincer, intervin când e acolo, când vin ei cu damele, că am fost frumos, și am fost și iubit și atunci le spun oprește-te omule, până aici ajunge. S-ar putea să pierzi și regina, dar să nu pierzi niciodată regele. Să nu pierzi niciodată regele, să-l păstrezi. Regele Iisus Hristos nu-i ceva așa de domeniul patrimonului. Nu-l puteți închide aici la etajul 3. Nu înseamnă microfoane șururi, nu înseamnă boxe din astea, nu înseamnă camere deosebite de filmat pe care le aveți. Nu! Dumnezeu nu-i patrimoniu. Nu poți să-l închizi în biserică. El este viu și lucrător. Mărit să-i fie numele. Și mi-aș dori în seara asta să-l simt pe Dumnezeu cum se atinge de dumneavoastră. Știți, Sfântul Antonie spunea că dacă vrei un bărbat bun, extraordinar de bun, că te gândești că îl meriți, atunci ar fi bine să înveți să rabzi. Da, ar fi bine să înveți, că nu poți să găsești un bărbat atât de bun să-ți placă ție, să zici, na, acum e extraordinar, trebuie să, numai dacă rabzi. La fel și bărbații. Nu găsim o soție atât de bună încât să nu mai trebuiască să răbdăm nimic. Prima dată, uite, poți să rabzi la soț că sfore. Și dacă rezolvi, pui un sipap și rezolvi problema sfărăitului cu el. Dar își cumpără câine din ăla de rasă și de obicei câinii de rasă sfărăie mai tare ca bărbații. Și tot te-o supăra, deci tot e nevoie să rabzi, înțelegeți? Și de ce cuvântul ăsta îl folosesc în această zi? De ce vă spun ceva despre răbdare? Pentru că, dragilor, atunci când a intrat Domnul Iisus Hristos în Ierusalim, nu și-a dorit ca sărbătoarea asta să fie atât de festivă cum o vedem noi. Nu și-a dorit să fie atât de festivă cât și-a dorit ca sărbătoarea aceasta să fie serioasă, foarte serioasă. De aceea, când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, deci nu voi predica ce a fost adimineață, intrăm în Ierusalim, ne îndreptăm spre ce? A mers Domnul la vreun restaurant? A tras Domnul la un schimb valutar? S-a dus direct în templu? Pentru că problema este foarte serioasă. Sărbătoarea asta trebuie tratată cu toată seriozitatea, dragilor. Vreau să vă spun că Iisus Hristos a intrat acolo și îl vedem, noi știm, blând, zmerit, așa a intrat în Ierusalim și deodată îl vedem cu biciu și ne punem întrebarea, oare Mântuitorul lumii poate da cu biciu, poate să stea cu biciul în mână? Mai este El Mântuitorul lumii în momentul în care face acest lucru? Dragilor, vreau să vă spun că toate personajele care
fac parte din acest tablou al sărbătorii de astăzi, și a zilei de mâine, au avut de răbdat. Pentru că în pocăință avem de răbdat. Și sărbătoarea asta, în primul rând, ne învață să răbdăm. Uitați-vă, grecii numeau sărbătoarea aceasta Teoforus, care înseamnă sărbătoarea celui ce s-a smerit acceptând să fie purtat de un mag, de un mânz al unei măgărițe. Și la sărbătoarea aceasta trebuie să înțelegem că avem nevoie să răbdăm. Uite, mânzul, adică încă puiul unei măgărițe a trebuit să rabde. Dar știi de ce? Vedeți, calul reprezintă puterea împărătească, biruința. Mânzul încă nu este pregătit pentru a fi călărit. Îmi vine greu să vă spun lucrul ăsta. Când te urci pe un mânz, ați văzut odată vreun mânz de măgăriță? Dar unul mai mic decât acela care e aproape la înălțimea mamei lui. Nu vă închipuiți, cei care n-ați văzut nu știți cum arată. Zici că e un pluș, îți vine să-l bagi în casă. Nici nu vă dați seama cât de frumos este. Ei bine, un pic mai mare, când te uiți așa la el, fraged cu mâini, și când te gândești că trebuie să stai călare pe el, atunci îți pui problema în felul următor. Oare am să pot să stau cum trebuie călare pe mânzul ăsta? Știi, mai mult îți strâi picioarele pe jos, mai te ajut și tu, mai stai și călare, mai te ajut și tu. Și vezi, nu scrie treaba asta în Biblie, dar scrie că era mânzul unei măgărițe. Și n-a fost adus numai mânzul. A zis din tablou, trebuie să facă parte și mama, să fie aici, care ar fi putut fi călărită. Dar Domnul n-a vrut să facă treaba aceasta, știți? Papa de la Roma are papa mobil, i-a făcut papa mobil. Dar Fiul lui Dumnezeu, sau prezența lui, n-a fost anticipată de către cei care stăteau cu legea în mână. Erau total dezorientați, nu știau în ce vreme sunt, deși Biblia vorbea foarte clar pentru ei. Nu știau. Ar fi trebuit să-l primească pe palme, ar fi trebuit să, nu știu, să crească cai cei mai frumoși de rasă, pur sânge, pentru împăratul lui Dumnezeu, să-l primească pe un covor roșu, nu pe niște frunze. Ce, cum adică, dar frunzele nu reprezintă, știți ce reprezintă frunzele? Numai în ziua de mâine dimineață, când iese Iisus Hristos și nimeni nu-l întâmpină cu o bucată de pâine când era foame, de-aia se duce la smochinul care încă nu rodise. Pentru că nimeni nu i-a mai dat o bucată de pâine a doua zi. Unde sunt frunzele de ieri? Împărăția pe care o așteptau ei și în care sperau ei era împărăția frunzelor. Așa lopete luate și aruncate, mulți veneau de la câmp. Haina aia care o pui pe tine și te duci dimineața și pui sapa într-un buzunar, ei slănina și în partea aia o bucată de pâine și brânză și cu aia te duci, nu, aia ai pus-o pe drum și ai făcut ceva pentru Iisus. Acum e Ucraina, altădată a fost Oltenia, altădată e Moldova, mai e și Africa și luăm tot ceea ce ne trebuie, nu ne trebuie nouă, necazul din dulapul nostru. Îl trimitem, îl mutăm în dulapul altuia și avem pretenții atunci când venim și stăm înaintea lui Dumnezeu că am făcut lucruri grozave. Lucruri grozave. Iubiților, vreau să înțelegem în această zi că un mânz suferea pentru că Domnul vrea să arate. Ăsta e nivelul vostru spiritual. Ar fi trebuit să mă primiți cu un cal. Dar nivelul vostru spiritual e atât de scăzut încât nici măcar un măgar în adevăratul sens al cuvântului, un matur, un adult, nu pot încăleca de-al minteri un cal. Prin treaba asta, Domnul vrea să demonstreze Israelului din vremea de atunci că ăsta e nivelul lor. Și așa era, dragilor. Acesta era nivelul spiritual al vremurilor în care trăiau atunci copiii lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că de aceea a suferit un mânz, puiul unei măgărițe. Din cauza lor, pentru că avea Domnul să le dea o parabolă nescrisă de data asta, nerostită. Apoi, dragilor, ne uităm la gărzile romane și ei au trebuit să rabde. Gărzile romane. Păi când ziceau ei, binecuvântat este fiul lui David, cel ce vine în numele Domnului, la ce se refereau? La spița de neam împărătească. Și știi, nu erau atât de supărați de ceea ce strigau, strige ce vor ei, evreii pot striga ce vor, important ce fac. Ei erau deranjați, dragilor, de faptul că nu erau văzuți acolo. Adică noi reprezentăm puterea aici și nu ne băgați în seamă?
Are un frate păstor din cultul penticostal o ilustrație, de fapt chiar s-a întâmplat lucrul ăsta. El povestește și ne povestea odată nouă păstorilor că la ei, la biserică, cineva a avut un vis. Și zice, frate păstor, vreau să-mi spuneți care este tâlcul acestui vis. Păi ce ai visat? Zice, am visat 3 scări și că Domnul mi-a spus că mă va înălța cu 3 trepte. Ce înseamnă asta? Păi eu nu știu, întreabă-l pe Domnul. Și asta a fost sâmbătă, duminica dimineața, cum era amvonul aici în față, zice, am ajuns cu o jumătate de oră mai repede să înceapă ora de rugăciune și el stătea singur la amvon acolo pe scaun, în spatele amvonului. Zic, ce-i cu tine, frate, aici? Păi nu v-am spus că am avut un vis. Și ce are visul cu amvonul? Pe ce a vinut numele tale în coace? Ai și uite-te. Ia numărați aici. 1, 2, 3. Deci aici sunt chiar 3. Deci Domnul m-a înălțat cu 3 trepte. Adică dumneavoastră v-ar place să fiți păstor și să-l găsești pe unul la amvon. Trebuie să tragi de el, știi, până începe serviciul divin, tragi de el să-l duci în sală. Ei bine, cam așa era. Adică, mai vă dau un exemplu, să ții cu, că tot vorbeam de romani, coase Roma și o mulțime în jurul tău să zică glorie realului. Nu-ți cade bine dacă ești microbist. Ei, ăștia stăteau acolo să uitau, după ce că vă lăsăm în pace, după ce că faceți teatru ăsta aici, după ce că puneți toată cetatea în mișcare și în loc să stăm să ne vedem de treabă acum pe căldura asta, mai și strigați fiul lui David, regele lui Israel. Dar n-au zis nimic în ziua aceasta, pentru că au răbdat și ei. Mai departe, dragilor, preoții cei mai de seamă și erudiții cărturari au răbdat și ei, pentru că tocmai am citit. Ceartă-i tu, n-auzi ce zic ăștia? N-auzi ce strigă ăștia? În altă evanghelie sinoptică, de asemenea zic, ceartă-ți ucenicii, nu doar copiii. Ceartă-ți ucenicii, n-auzi ce spun ei. Oh, nu cred că ați vrea, zice Domnul, nu cred că ați vrea. Nu cred că ați vrea să-mi cert ucenicii să tacă ei. Pentru că zice Domnul că atunci pietrele vor striga. Dumneavoastră când vă gândiți așa la pietrele astea, ce vedeți înaintea ochilor? Bolovani? Balastru? Mai mic? Mai mare? Ce vedeți? În limba greacă este cuvântul litos și cuvântul litos înseamnă și stâncă sau munte. În altă parte, ca să înțelegeți mai bine, vă spun, Domnul a zis așa, nu vă lăudați voi că sunteți fiii lui Avram, că din pietrele acestea Domnul poate să facă fii al lui Avram. Din care pietre? Din nou este litos, dar este litos tuton, care înseamnă din stâncile asta sau cealaltă. Sau aia din față poate fi. Și zice cuvântul lui Dumnezeu într-unul din psalmi, în psalmul 125 cu versetul 2, cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său de acum și până în veac. Deci Ierusalimul unde s-a întâmplat scena asta este înconjurat de munți. Și Domnul i-a zis, nu cred că ați vrea voi să tacă ucenicii mei și cei care mă aclam aici, că vor striga stâncile din jurul vostru. Și o exegeză foarte mică ne demonstrează faptul că Domnul se referea la altceva. Domnul se referea și la când a zis, din stâncile astea poate să scoată Domnul fiul lui Avram, se referea la cei care sunt îngropați în stânci. Știți că cei mai mulți evrei sunt puși în morminte din stâncă. Și atunci lucrul ăsta poate însemna și ceea ce am zis eu. Dacă ei vor tăcea, uite ăștia care sunt morți în toate stâncile astea, nu cred că ați vrea pe ei să învie din morți și să strige ei, Osana binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. N-ați vrea în seara asta noi să fim cei care să fim înviați din toată inima noastră să strigăm, Osana binecuvântat este cel ce a venit în numele Domnului? Că dacă n-ar fi venit el, seacă ți-ar fi fost viața, ratată ți-ar fi fost cariera care crezi că o ai. Viața ți-ar fi fost ruinată, familia nu ți-ar mai fi fost familie. Binecuvântarea n-ar mai fi fost binecuvântare la tine. Vocația ta ar fi fost pierdută. Toate valorile pe care le-ai strâns tu peste 100 de ani oricum nu mai fi a tale. Dar tu le faci acum și peste nicio generație cineva le papă, le pierde. Bucuria din casa ta n-ar mai fi fost bucurie. Știți câte familii sunt triste acum în prag de sărbătoarea Marelui Praznic? Oh, nici nu vă pot spune. Știți câți oameni merg la psihiatrie în perioada asta și înaintea Crăciunului? Într-un număr cel mai mare.
Știți câte accidente au loc acum în sărbătoarea Paștelui și în Săptămâna Mare? Oh, nu vă pot spune. Sunt foarte mulți la urgență, la UPU. Foarte, foarte mulți. Sunt atâția oameni nefericiți, dar tu ești fericit. La tine sărbătoarea e sărbătoare. La tine binecuvântarea e binecuvântare. La tine Dumnezeu este Dumnezeu. Fiindcă ai stat înaintea Dumnezeului celui mare și ai făcut aici o alegere deosebită. Ai făcut o alegere deosebită. Ne rugăm ca Dumnezeu și acolo și peste tot unde este nevoie să intervină și să aducă vindecare. Amin? Amin. Rămânem la Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Deci preoții cei mai de seamă și cărturarii trebuiau să rabde și ei. Apoi, dragilor, schimbătorii de valută. Și ei trebuie să rabde. În ziua când a intrat Iisus Hristos în Ierusalim, au avut soarta lui Putin. Era așa ca și cum, asemănător cu ce trece acum Putin. Ce-or fi zis? Ne strâng acum jobul, meseria noastră, ne băgăm toți de acum pe criptomonede, Bitcoin, ceva, Ethereum, că... Dar n-au zis nimic, dragilor, n-au zis nimic. Ei, nu știu cum au ajuns în starea asta, că de regulă n-ar fi trebuit să fie acolo. Știți, Domnul accepta la templu oi, boi, cum zice în Evanghelia după Ioan, că s-au dus cu oile, cu boi, cu porumbeii, cu cuștile. Adică, știți, s-au dus cu tot saivanul de oi acolo, în curtea templului. Și-au mutat grajdul acolo. Erau cu rulota acolo, Domnule, schimbăm bani aici, facem în curtea templului, unde n-ar fi fost permis. Adică, nu mai putem să trecem de voi să-L întâlnim pe adevăratul Dumnezeu, că suntem nenorociți și am avea nevoie să ne vărsăm sufletul înaintea Lui. Dar nu mai trecem de voi. De ce? Pentru că noi nu avem valută. Și ca să ai valută, trebuie să fii un alt fel de om. Era un fel de zidul Berlinului între ei și Dumnezeu, oamenii ăștia care au pus stăpânire pe curtea templului. Și acum, dragilor, vreau să vă spun că oamenii ăștia parcă au uitat un verset din Sfânta Scriptură în care scrie că râvna casei Domnului mă mănâncă. Ei au crezut că ăsta e un cuvânt în plus. Râvna casei Domnului mă mănâncă pe mine. Pentru că zice, eu aș vrea ca această casă să rămână o casă de rugăciune. Dumneavoastră ați vrea ca locul ăsta să fie un loc al rugăciunii. Ce bine așa că ni se permite să zicem biserica penticostală, nu știu cum. Biserica, știi? Că mai de mult era casă de rugăciune. Dar acum le zicem biserică. Și noi toți facem la fel. Biserica nu știu care. Că pentru urechea, zicem noi, a necredinciosului sună mai bine. Biserica nu știu care. Ni se pare că e ceva așa care ne aduce, care ne face de râs un pic. Să scrie pe biserica ta casă de rugăciune. Dar Iisus Hristos nu o să avem biserici. O să că noi trebuie să fim biserica, iar locul unde ne adunăm să fie o casă de rugăciune. Și vă pun o întrebare, ce ar trebui să faceți, că am pus întrebarea asta și bisericii noastre, ce ar trebui să faceți ca acest loc să fie o casă de rugăciune? Ce ar trebui să faceți? Ce ar trebui să faceți? Să ne rugăm, nu? Asta ar trebui să facem, să ne rugăm. Prioritatea unei adunări trebuie să fie rugăciunea întotdeauna. Casa Domnului, în primul rând, trebuie să fie o casă de rugăciune. Știi de ce? Pentru ca omul să nu zică am venit degeaba la biserică. Că sunt iar ne predică ăla. Vii așa bucuros, sunt fericit, Iisus m-a mântuit și când vezi cine-i programat, deodată are loc schimbarea la față. Și te uiți la ceas, mă, oare mai prind pe bulevardul nu știu care, dacă merg acolo la adresa cutare, mai am timp să plec de aici. Am trimis un misionar în Oltenia, în urmă cu ceva ani, cheamă Sami. Era foarte sincer, era studentul nostru de la misiune și îl întrebam așa câteodată, că știam deja răspunsul. Sami, îți place să predici? Fai de mine, frate Nelu, nu mai pot, credeți-mă. Se părea așa la început deplasat, după aia ne-am dat seama că e sincer. El își dorea sincer, avea pasiunea asta, simțea că slujește lui Dumnezeu, nu doar să fie văzut. Și a zis, na, bine, dacă îți place să predici, mergi, uite, acolo. Și voi știți unii, nu? La Băilești, că ați avut biserică, cunoașteți biserica de la Băilești. Acum realizez. Na, l-am trimis la Băilești acolo. Timp de 3 ani de zile, o predicat de 3 ori pe săptămână. Repet, timp de 3 ani, o predicat de 3 ori pe săptămână. Numai el, că n-avea cine. Ați vrea să faceți parte dintr-o astfel de biserică?
Nu v-ar place, nu? Fără musafiri, fără grup, fără Alin, fără alții. Am văzut că aveți musafiri. Nu v-ar place. De aceea, biserica, locul ăsta, trebuie să rămână o casă de rugăciune. Că dacă omul vine și se roagă din toată inima și s-o întâlni cu Iisus, e suficient. Aleluia! Nu poți să zici niciodată, am venit degeaba la biserică. Păi tu ai venit în primul rând să te întâlnești cu Iisus Hristos. Predicatorul poate să zică ceva sau poate să facă altă dată, cum o zis Zurbrand, că n-ar trebui să ne fie rușine câteodată să spunem, fraților, astăzi n-am nimic de la Duhul Sfânt să vă spun. Adică aș putea să înșirui multe vorbe, dar de la Duhul Sfânt n-am ce să... Știți că noi totdeauna avem ceva de spus, dar nu totdeauna avem ceva de spus de la Duhul Sfânt. Unii până la ora 12 dimineața nu spun nimic. După aia mai înșiruie după ora 12, încă vreo 10 minute mai spun ceva. Și la ora 12 și 10 minute obișnuiesc să spun, ar mai fi multe de spus, dar nu ne permite timpul. Cam așa se întâmplă de obicei. Trebuie să recunoaștem, dragilor, câteodată n-avem nimic de la Duhul Sfânt. Atunci Dumnezeu ne cere să recunoaștem public treaba asta. N-am nimic de la Duhul Sfânt, dar nădăjduiesc în Domnul. Numai că Dumnezeu vorbește și când stai pe genunchi și în taina ta te rogi. Dumnezeu dă și răspunsuri străpungându-ți inima acolo în sală unde ești. Și de acord cu treaba asta? Te culci amărât, ți-ai spus rugăciunea și zici dimineața nu știu ce o să fie. Dar te ridici dimineața, ați pățit treburi din astea, cu răspunsuri din partea lui Dumnezeu și te duci la fix. Pentru că peste noapte te cercetează Dumnezeu. Asta dacă ai dormit cu Dumnezeu în cap. Pentru că sunt unii care dorm cu altcineva, știi? Zice, bă, n-am mai dormit bine de nu știu câte luni de zile. Păi ce se întâmplă, că ești tânăr? Nu știu, zic, te rog seara. Mă, mai rog câteodată. Dar pe de ce nu te rogi? Bă, mă iau cu televizorul, cu telefonul, când mă uit la un meci, la nu știu ce. Și apoi adorm așa. Păi, omule, dacă nu te rogi seara și te uiți și toată seara ești cu Messi, păi te-a fugărit Messi toată noaptea? Cum să nu fii obosit? Și nu, că cu sporturile de contact. Păi te bate un negru din ăla în cheioan, teologește o noapte întreagă. Și tu vrei să zici că n-ai dormit bine? Păi pun-te cu Iisus și încheie totul, începe, încheie totul cu Iisus și ai să vezi că toate lucrurile sunt bune dacă faci așa. Iubiților, vreau să vă spun acum trei căi pe care vine Domnul. În primul rând, să știți că Domnul vine pe calea propunerii, niciodată nu va veni pe calea impunerii. Așa l-am văzut în ziua de azi. Venind pe o cale a propunerii, nu a impunerii, nu a zis, adunați-vă mulți, mă, dați, șiruiți, dați share, ca să se adune mulți, hai că mai stau, încă nu intru, mai stau acei la 2 km distanță până se adună acolo la cetate, mai, înaintea cetății mai mulți. Gata, hai dacă e 5.000 de persoane, acum se poate veni. Nu. Domnul n-a venit pe calea impunerii și pe calea propunerii. Pe calea propunerii. Asta e extraordinar la Dumnezeu. Că ne dă capacitatea de a alege. Unii zic, de ce ne-a mai dat capacitatea, ce ne-a făcut un Dumnezeu așa de bun, îngăduie atâtea rele pe fața pământului? De ce? Păi noi le-am făcut pe rele. Dar de ce ne-a mai făcut? A făcut ceva frumos. Nu înțelegeți că ne-a dat posibilitatea de alegere, pentru că dragostea nu înseamnă numai sentiment. Dragostea este și alegere. Pentru că oamenii care ajung la 80 de ani, sunt în vârstă acum de 80 de ani, să uită la lui, mult timp am zis, e ficțiune noi. Zice, acum mă iubesc, frate, mai tare ca la început. Ea vrea să zică, amin, dar-i cade proteza, știi, să abține. Cum să iubești? Și tot am zis, mă, așa o fi și eu? Până când am ajuns să-mi dau seama că, de fapt, dragostea este mai mult alegere. Da? Înainte să-L iubim, El ne-a iubit întâi, zice cuvântul lui Dumnezeu. El ne-a iubit întâi și și-a arătat, Romani, zice, capitolul 5, și-a arătat dragostea Lui față de noi prin faptul că pe când eram noi schimonosiți, fără lumină, păcătoși, diformi, ce să vadă la noi? Atunci ne-a iubit, înțelegeți? El ne-a iubit. Păi cum ai fi iubit tu dacă Dumnezeu nu ți-ar fi dat capacitatea de a alege? Înțelegeți? De fapt, prin asta ne-a descoperit Dumnezeu rădăcina tuturor bunătăților, prin posibilitatea de alegere. Și acum Iisus Hristos nu vine pe calea impunerii, vine pe calea propunerii. Vine pe calea propunerii. Și noi ce facem știind că avem un astfel de Dumnezeu? Îi spunem ce mașină vrem, îi dăm și detalii tehnice,
Da? Dăm lista cu detalii tehnice și vedeți, prin asta nu ne dăm seama că îl înjosim, îl facem dealerul nostru. Sau alții zice, Doamne, vino și mai dăm pace, ei nu se pocăiesc, că atunci pacea ar fi din belșug, dar ei nu se pocăiesc și, Doamne, am nevoie măcar de un timp să duc, orice concediu ai proba, în Maldive de te-i duce, dacă situația ta nu e bună cu Iisus Hristos, e mare plictiseală în Maldive. Cel mai urât concediu poți să-l ai, concediul ăla în care pleci și tu nu ești pocăit. Ca și în orice aventură a vieții ai pleca, dacă pleci fără Iisus Hristos, e o nenorocire. E o tâmpenie mare, nu există. Păi, vă imaginați cum ar fi viața până la 30 de ani, uite, noi și noi cu teologia facem aia, mai facem și aia, radem toate diplomele. Că e bine să fii acolo. Ajungi medic, mai faci toate specializările alea, toate gradele alea, le-ai și până la 30 de ani vine un cancer. Dacă n-ar fi Iisus, n-ar fi viața o prostie. Sigur, e prostie ce vă spun eu, pentru că dacă n-ar fi Iisus, n-ar fi viață. Dar înțelegeți cum vin lucrurile, dragilor? E cel mai oribil lucru și cea mai proastă investiție pe care o faci să pleci la un drum fără Iisus Hristos. Te bagi în ceva fără Iisus Hristos. E rău de tot. Doamne, dă-mi liniște, dar nu aia pe care o dă Scriptura și nu pacea aia pe care o dă Dumnezeu. Dă-mi un fel de liniște. Nu știu ce să fac cu ea, să ajung până undeva. Și apoi mai văd de ce o fi acolo. Și uite așa am făcut din domnul psihologul nostru de serviciu. Și îl supărăm și prin treaba asta. Dragilor, îi spunem noi ce să facă și vreau să vă spun că în istoria biblică, în toată istoria biblică, proeminenții oameni din Scriptură, toți au întrebat înaintea lui Dumnezeu și au zis, Doamne, ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Noi mai spunem așa, dragilor. Doamne, ce vrei să fac? Știți ce spunem noi cel mai frecvent acum? Doamne, ce să mă mai fac? Cam asta spunem noi. Știți pe stradă, acum, în ultima perioadă, de o lună, două, care e deviza vecinilor, că suntem mai mulți pocăiți acolo în jurul bisericii și... Pace, frate Nelu, uite, cam de aici până acolo, în spate, cam așa e distanța. Pace, frate Nelu, pace, frate Nelu. Știți ce mă întreabă? Ți-a venit factura. Dumneavoastră v-a venit factura. În loc să zicem, ce vrei să fac, Doamne, ce să mă mai fac? În timp ce buzunarele sunt destul de... stăm bine, destul de pline, destul de pline, dulapurile sunt... ușile se închid, dar întotdeauna se sparge spatele. Totdeauna spatele e rupt la dulapuri, că ne place să îndesăm acolo, să fie... De asemenea, și venele sunt pline de colesterol, bineînțeles, că de-aia merem noi din lună în lună, nu să ne facem analizele. Venele sunt pline, peste tot suntem full. Și întrebăm, Doamne, ce să mă mai facă? Nu mai știu. Ce să mă mai fac? Și uneori din rugăciunile noastre învață diavolul cum să ne ispitească. Îi dăm ideile, știi? Mă tem de aia, de aia la altă. Ce să mă mai fac? Și el învață. Doamne, nu cumva să am cancer. Și, Doamne, dă-i la ăsta un cancer să vezi cum te părăsește. Din rugăciunile noastre necugetate învață el cum să ne ispitească în viitor. Da, credeți lucrul ăsta, dragilor. În al doilea rând, vreau să vă spun că el nu vine pe calea posesiunii, ci a înstăpânirii a ceea ce este deja a lui. Domnul nu vine pe calea posesiunii. Mă duc, că trebuie să intru, să pun mâna pe templu, pe alelalte, Ierusalimul de fapt, de drept al meu, David, vin să-mi iau moștenirea, nu. Domnul nu vine pe calea posesiunii, vine pe calea înstăpânirii a ceea ce este deja a lui. Casa mea, zice Domnul, casa mea se va numi o casă de rugăciune. Într-o biserică exista un organist șef, tocmai în catedrala din Praga, și urma să vină acolo regele la programul din catedrală. Dacă venea regele, veneau și curtenii, veneau și arhiepiscopii și o mulțime de oameni cu importanță și el a început să tremure pentru că s-a impus așa să
să cânte la orgă, și cam greu să cânți la orgă o piesă, cea mai grea piesă de a lui Mendelssohn. Știți că avem și noi cântări creștine scrise de compozitorul acesta. Și a început să schimbe pe culori, să transpire, să-și facă probleme și a zis, nu iese, nu pot să o cânt, nu știu bine, n-am făcut repetiție și o grămadă de lucruri. Dar din sală un tinerel l-a urmărit, că nu dacă ești predicator și vrei să ajungi predicator, urmărești predicatorul. Dacă ești pianist sau vrei să ajungi pianist, te uiți la așa. Deci, din toată filmarea, unii la ce crezi? Că n-ați văzut că fratele filma așa aici. Bine, odată o filmat fratele, că așa a fost și când cel care a fost la orgă s-a oprit. Deci pianiștii, ce credeți? Că se uită când vor merge acasă la clape, nu o să uite la mine cum predic. Da? Și unul din sală se uita la șeful de la orgă și a venit, zice, domnule, mă lăsați pe mine să cânt. Asta s-o nerva, cu te las pe tine, măi, tinerel, tu știi ce vorbești? Tu știi cine a fost Mendelssohn Bartholdy? Păi tu vii să cânti, tu crezi că știi? Nu știu eu bine și știi tu? Vă rog frumos, lăsați-mă, du-te acolo. Și a început ăsta să cânte, ceresc, o armonie deosebită s-a coborât, din instrumentul ăla mare, cât o uzină, peste toată încăperea catedralei, toți s-au simțit bine, a fost extraordinar. Dar la urmă, șeful orgii îl întreabă, zice, dar tu cum de știut piesa asta să o cânți? Că nu știu eu bine, tu cum de știi să cânți asta? Păi zice, domnule, să nu vă supărați, dar eu sunt Mendelssohn. Eu am compus-o. Înțelegeți? Când a intrat Iisus Hristos în templu, El era stăpânul templului. Oameni buni, voi ce faceți, vrea să le zică Domnul? Rupeți din Scriptură, mă pune să plătesc eu 2 drahme, ia că vi le dau și pe alea. Când eu am prerogativele unui împărat, a unui fiu de Dumnezeu, păi Solomon a făcut, ziceți voi, în 40 de ani templul ăsta. Uite, el va fi nimicit, va veni o vreme în care va fi prăpădit, dar eu sunt care în 3 zile, dacă îl voi puteți să-l dărâmați acum, eu în 3 zile ridic. Uitați, cine ești tu? Probleme, probleme. Și s-a întâmplat lucrul ăsta, că ucenicii și-au adus aminte după înviere, da? Că Domnul Iisus Hristos a ridicat templul acesta după 3 zile, prin învierea Lui, binecuvântat să fie numele Domnului. Dragilor, templul nu-i frumos fără Iisus Hristos. Creștinismul este invalid și invalidant fără Iisus Hristos. De fapt, nu facem altceva decât să ducem creștinismul într-un cărucior cu rotile și zicem, ne prezentăm, am dus, Doamne, creștinismul nostru până la final. Cu ce l-ați dus? Cu căruciorul. Am avut grijă de el. Asta e menirea noastră, dragilor, pe pământul ăsta? Să avem grijă de creștinism sau creștinismul nostru să ne ducă pe noi? Îl ducem noi acum pe el, în loc să ne ducă El pe noi. Și în al treilea rând, vreau să vă spun că El nu vine pe calea violenței, ci a propriei penitențe. Că ne place episodul ăsta de după masa, nu? Mă, duminică, seara de flori, cel mai fain. De ce? Că începe ăștia, de obicei creștinii mai radicali, cu biciu. Și ni se pare povestea prea scurtă. De ce nu a spus cum i-a dat pe spate, cum l-a luat și pe prezbiterul și diaconul? Și a început de la casierul și ieri peste tot numai vergele. Numai că nu s-a întâmplat așa, de aia nu scrie Biblia. Că nu s-a întâmplat așa ceva, dragilor, pentru că Domnul nu a venit și n-a intrat în templu să lovească în stânga și în dreapta. El a venit, dragilor, ca să prezinte propria lui penitență. El a luat asupra lui toată vina. S-a autocondamnat, asta vrea să zică penitența. S-a autocondamnat, n-a lovit în stânga și în dreapta, a iertat în toate direcțiile. Chiar dacă a trebuit să izgonească vânzătorii de acolo. Biciul n-a fost pentru oameni. Nu vă mai gândiți la treaba asta. Domnul a făcut un bici, zice, din funii. Este cercetat și să fii sigur că nu-i din funii, ci din funie. Un bici din funie, că dacă pui funie lângă funie și vă 3 funii, nu mai poți să le ții în mână. Un bici din funie. Sunt oameni de vârsta mea care știu la ce era folosit biciul din funie, da? Știți că el nu era neapărat pentru lovit, cu ăla nu lovea așa de bine.
ăla mai face și gălăgie, pocnete, da? Folosit la animale mai mult pentru pocnete. Și animalele au înțeles așa de bine. Poate că vă supărați pe mine că vă spun treaba asta. Biciul din funie era folosit pentru animale, da? Ca să pocnească, să iasă animale. Animalele au plecat și dacă era după ele, ori înțeles, ori înțeles. Ai văzut și măgărușul ce bine o înțeles. Nu trebuie Domnul să vină să-i spună ceva. Hei, astăzi trebuie să fii mai liniștit, tu ești tânăr, ai pasul mai iute, dar fii mai domol că și eu sunt blând și smerit cu inima azi. Nu, că animalele o înțeles de multă vreme, fără Scriptură. Că toți suntem noi în secolul ăsta viteză, da? Very quickly, să fim așa, speed, fast, toate astea, da? Și primim atâtea informație, dragilor, pe soția aici și ea, și știe ce zic, că e adevărat. Eu stau într-un loc din 2018 și din 2018 până acum nu-mi cunosc toți vecinii. Nu așa, la a treia, a patra casă. Îi mai văd că umblă pe acolo, știu că-s din zonă, dar nu știu cine sunt. Numai pe aia care-s pocăiți. Ei știe pe toți. Știi ce? Că eu-s la computer. Eu-s acolo. Și informație, știi câte informație primim acum? Cât ar fi primit alții în 10 ani de zile, primim noi într-o singură lună de zile. Mi-aduc aminte, eram copil, într-o familie de oameni nepocăiți. Păi vorbeau de cutare, alucutare, care s-a căsătorit cu alucutare din sat, care o ține pe aialaltă lui ăla, care e orb, care e șchiop, care de toate știau. Stăteam așa, bă, dar cum de știe? Mai vorbește, de-abia ne cunoaștem în biserică. Informație. Suprainformarea ne duce la ce numesc oamenii acum violență domestică. Că nu mai ai timp să te bagi așa ușurel și cu timp și la vremea potrivită, într-un mod optim, în viața copilului, să intervii, să fii preot acolo. Și atunci te bagi în forță să rezolvi problemele. Și mai este o altă latură, dragii mei, a unui minus de informare. Adică pune-l pe copil să învețe să fie primul la școală, stresează-l cu asta și când vine, dă-i pauză, lasă-l să se joace și cât vrea el și stresează-l și o să culegi, o să cultivi de la copilul tău cu siguranță un comportament obsesiv-compulsiv. O să vezi cum îi bate avariile, o să vezi cum vedem noi uneori în sala de clasă pe la copiii mai mici, cum tremură, cum se manifestă, a nu toți. O să vezi că în momentul când crește și observă treaba asta la el, o să ajungă la atacuri de panică și când e mai mare, nu mai pune întrebarea de ce are depresii. De ei se trage. Că suntem în... Unde ne ducem? Avem 4 evanghelii, împliniți-le pe astea. Nu luați și pe a 5-a evanghelie, evanghelia după alții. Dar altul cum a putut? Altul de ce reușește? Altul de ce și-o găta și masarda și eu nu? Dar nu fi nemulțumit că numai 6 ore stai pe zi în casa aia ta, care peste 100 de ani o fi altcuiva. Că și tu stai în casa unuia care acum 100 de ani credea că o să fie numai lui. Da? Și dacă și-o făcut el, trebuie să ai și tu, să-ți faci și tu. Și nu contează că te bagi în bancă, nu contează ce faci, că după aia ești rob. Zici, mașina mea, mi-a o mașină, mă, știi și dacă mă bag în bancă, mi-a una așa, 300 de cai putere. Ok, vedem la semafor, când trece ăla cu aia electrică sau cu bicicleta pe lângă tine și tu stai. La ce ajută 300 de cai? Și da, dar e a mea. Nu plăti 2-3 luni banca să vedem a cui. Și suntem așa într-o competiție din asta, fest. Îi dăm repede înainte. Dar vreau să vă spun ceva. În corabia lui Noe a intrat și ghepardul, care prinde undeva aproximativ 100 de kilometri la oră, nu? Și a intrat și melcul, cu viteza lui. Dar la destinație a ajuns deodată. Ați înțeles cine aranjează lucrurile până la final? Împăratul. Binecuvântat să-i fie numele. Dragilor, biciul nu a fost pentru oameni, a fost pentru animale, ele au înțeles, au zis, plecăm, nu ne mai întoarcem niciodată. Numai că ăștelalți peste o săptămână s-au întors înapoi la meserie. În schimb, Domnul a avut ceva cu care a lovit mai tare decât putea să lovească cu biciul. A lovit atunci în templu, știți ce? Cuvântul lui, sabia cuvântului. Cu sabia cuvântului a lovit Domnul. Și vedeți vânzătorii de porumbei, ăștia cu valuta, n-or zis nimic. N-or comenta nimic, nu zice nimic Biblia că ar fi comentat ei ceva. Au plecat de acolo, au zis,
are dreptate, nu trebuia să fim aici, dar noi n-am venit așa de capul nostru, am vorbit cu ăștia, am plătit treaba, masa, ca la obor, știi? Ne-am plătit locul, n-am vorbit cu șeful preot, dacă el ne-a lăsat, da? Ei au înțeles, n-ar fi trebuit să fim aici, numai că ăia de care am zis mai înainte, vânzătorii, nu de porumbei, vânzătorii de Dumnezeu, ăia care au vândut domeniul, locul, ăia mâriau. Cine e ăsta? Aduceți aminte, cine e ăsta, deci permite, cu a cui putere face el așa ceva? Știi că li se ducea câștigul. Iubiților, el nu vine pe calea violenței, Domnul vine pe calea penitențe, a propriei lui penitențe. Și dacă Domnul, pe care îl cunoașteți voi, nu vine pe căile astea, înseamnă că nu-i Domnul, nu-i Mesia. Dacă un lucru nu s-ar fi întâmplat din toate profețiile biblice, nu era Mesia și noi n-am fi fost aici. De aceea la sărbători ne aducem aminte și dăm glorie lui Dumnezeu pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Lazar a stat în mormânt 4 zile, v-ați întrebat de ce n-a stat și Iisus 4 zile? Fica lui Iair a fost prinsă de mână, nimeni n-a îndrăznit vreodată să facă așa ceva în Israel. A apucat-o de mână și a sfătuit-o, scoală-te, și s-a ridicat și a înviat. Dar a fost înmormântată în aceea zi. Fiul văduvei, Nain, ne zice cuvântul lui Dumnezeu, de data asta Domnul n-a mai pus mâna pe cadavru, a pus mâna pe raclă, toți ori înlemnit, s-a oprit cortegiu. Și a zis, tinerelule, ție zic, scoală-te, și s-a ridicat viu. La Lazar, Domnul n-a mai zis, pune-ți mâna, n-a mai zis, pun mâna pe piatră, făină să face piatra. Nu, Domnul a zis, dați voi piatra la o parte. Hai, s-a dat piatra la o parte. Mortul i-a zis, vino afară, a ieșit mortul afară cu fășile de... Uite că nu a fost ca în cazul lui Iisus. Aranjate toate, ștergarul făcut, sul și pus acolo la cap, nu. A ieșit Lazar din mormânt, zice, Domnul, dezlegați-l, că voi sunteți cu compresele, că voi sunteți cu betadina, că voi sunteți cu compotul și cu supa, mergeți la spital, eu merg cu balsam de vindecare și cu putere de înviere, pentru că eu sunt Iisus Hristos. De câte zile ziceați că e mort? De 4 zile. Și a simțit ceva miros pe aici? Nu. Ce spune știința? Că nu numai evreii spuneau că după 4 zile iese Duhul din om, se duce. Până atunci s-ar putea să mai învie. De aceea tradiția lor era ca până în a 4-a zi, piatra să nu fie pusă total pe gura mormântului. Numai de jumătate. Numai la Iisus o și sigilat-o din prima. Da? Și acum a 4-a zi piatra era pusă. O să este mort de 4 zile. S-ar fi putut să fie a 5-a zi când Domnul a fost acolo. Și zice Biblia că, mă, și când a ieșit un danf, ceva de acolo. Nu. Lazar vine afară, dezlegați-l voi. Dar de ce l-ai lăsat, Doamne, atunci să stea 4 zile? Pentru că voi ziceți că mortul nu-i mort. Și ca să vă convingeți voi că e mort de-a binelea, Lazar vine afară. Și Lazar a înviat. Dar Iisus Hristos, de ce n-a înviat și el după 4 zile? De ce după 3? V-a spus vreodată întrebarea asta? Dacă a înviat, ar fi înviat a 2-a zi sau a 4-a zi, nu mai era Iisus Hristos, fiindcă e scris în Biblie că nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă dacă celula intră. Și medicina spune acum treaba asta, în a 4-a zi celula umană intră în putrefacție. Nu vei lăsa ca robul tău să vadă putrezirea. Lăudat să fie Domnul. Așa e Dumnezeul nostru. Acesta este Dumnezeul nostru. Să știți că odată un misionar creștin s-a pierdut în junglă și fiind acolo, ca orice om te sperii, fiecare avem anxietățile noastre, trebuie să recunoaștem. Când vezi pe unul și bă, dar fricoși, e doar frică de ceva. Dar asta nu înseamnă că tu nu ai o altă frică, fiecare avem fricile noastre. Și omul ăsta a fost frică, era normal să-i fie frică. Și tot disperat căuta un loc unde să fie un luminiș și-a dat peste o comunitate de oameni sălbatică. Și cumva s-a înțeles cu ei acolo că are nevoie de o călăuză. Și-a plecat călăuza împreună cu el și-a mers ore în șir. Aproape că se înnopta și acum din nou era speriat și anxios. Și-a zis, tot mergem prin desișuri, tot tăiem, tot defrișăm, dar nu mai vine vreodată vreo cărare să mergem. I-a arătat, cărare, cărare. Și-a zis, nu, omule, nu există cărarea. Aici cărarea
sunt eu. Înțelegeți? Aici cărarea sunt eu. Ei, dacă vreți să ajungeți unde s-a dus Iisus Hristos, să nu uitați, calea, adevărul și viața este Iisus. Să n-aveți mai multe cărări, mă, și cărarea lui nu știu cine și al lui nu știu cine, și că poate și ăla, nu. Uitați-vă la Iisus Hristos, că nimeni nu poate să ajungă mai departe decât până unde a ajuns El. Adică nu poate să ducă pe altul mai departe decât până unde a ajuns El. Și vă întreb, Iisus, unde a ajuns? Na, numai El vă poate duce acolo, că El a ajuns acolo, binecuvântat să-i fie numele. Aș vrea să avem un moment de închinare. Nu știu dacă la sfârșitul vorbelor mele va fi și o rugăciune. Nu voi căuta să vă impresionez cu nimic. Nici n-aș putea, nici sănătatea nu-mi permite, dar îmi permite Dumnezeu să vă spun câteva lucruri, vouă celor care vă iubește. Aș vrea să stăm într-o stare după voia lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, Tu ne cunoști toate viețile noastre. Mă cunoști mai bine decât mă cunosc eu. Sunt atât de slab, sunt atât de neajutorat. Îmi propun să mă rog și ador la rugăciune. Mă gândesc să citesc și îmi rup coastele. Mă trezesc noaptea, Biblia e sub mine, ador cu ea. Nu știu de ce, când pun mâna pe Biblie și când pun mâna pe diazepam. Ceva în mine este bun, dar văd o altă lege care se luptă cu asta. Știți că noi oamenii suntem ca luna de pe cer, toți suntem la fel. Numai o parte avem însorită, partea aialaltă întunecată. Și slavă lui Dumnezeu că El preferă întotdeauna să se uite la partea asta noastră luminoasă. Și dacă alții nu văd nimic bun în tine, există unul între noi care vede ceva bun în tine și zice, tu încă mai ai șansă. Tu încă mai poți face ceva. Crezi lucrul ăsta? Am vrea să mergem în seara asta din locul acesta cu păcatele noastre iertate, cu vina noastră ispășită, cu poverile noastre ridicate. Aș vrea, dacă sunt prieteni în această seară, în acest loc, Domnul Dumnezeu să-i atingă cu puterea Lui. Să nu spui că e prea greu, să nu crezi că e prea dificil, te minte diavolul. Ce diavolul, stai acolo liniștit că poți să ajungi tu și așa undeva, unde vei fi și tu, că n-ai fost așa de rău. Nu-i fi tu ca pocăiții ăștia sau ca ăștia de la laudă și închinare, ca predicatorii, ca pastorii, să stai tu la masă, dar după ușe. Înțelege că nu ești mop, nu ești mătură, ca să stai după ușă. Dumnezeu vrea să fii copil de Dumnezeu. Ce-ți lipsește? Ce-ai vrea să-ți facă Domnul? Dacă am citit Matei 1, să vedem zeci de generații până unde a coborât Iisus Hristos, s-a nomenit. Unde să mai coboară? Mai face Domnul un pas, mai facem și noi unul? Nu, Domnul a făcut toți pașii aici lângă tine. E aici lângă tine în seara asta, te iubește. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră. De n-ar fi fost Domnul cu mine când în anul 2000, în urma unui accident, mi-am pierdut vederea. Iar nevasta, după 3 luni de zile de reanimare, s-a întors cu fetița noastră de 6 luni, care a trecut prin 3 operații, un intestin scos aici, cu o pungă o vreme, e altă, și medicii spuneau, nu cred că o să reziste la operațiile astea. Noi facem, specialitatea noastră, facem tot ce ne stă. Dar gândiți-vă că are 6 luni, e greu pentru un om să treacă prin procesul ăsta. Operăm, tăiem intestinele, scoatem aici, nu sunt potriva naturii și după vreme iar. Și toate lucrurile astea s-au întâmplat așa, în 2 luni de zile. N-am vrut, un păstor m-a dus la spital. În seara aia trebuia să predic la tineret și a venit păstor, zic, sunt aici. O perdea s-a lăsat pe ochii mei, o parte metalică a lovit, a intrat pe aici, nu vreau să vă pun într-o stare neplăcută acum, tot a pleznit în ochi. Zic, cum mă duc eu înapoi la soția mea? Dacă n-ar fi fost Domnul să-mi dea mie putere și ei. Cu ochiul drept nu vedeam absolut deloc. Și era seara de Revelion, eram pe punctul de a pleca. Eram așa în 2-3 zile când nu am stat în spital, ca să merg la București. Era anul 2000. Și m-a pus atunci fratele păstor, ce conducea biserica, să zic și eu o mărturie. Știți cum eram? Eram în cuptor. Fraților, nu-i ușor să vorbești din cuptor?
Sunt ca tovarășii lui Daniel în cuptor, când punea mâna, mi-ardea ochiul. Sunt în cuptor, e foarte greu să spui ceva din cuptor. Dar Dumnezeu mi-a dat putere. Și am privit de atunci orice cuptor, am zis, eu intru pe aici și voi străbate cuptorul ăsta, voi trece prin el și Domnul cu mine, dar când voi ajunge în partea aia, voi fi aur curat. Ce aș fi făcut eu? Că peste 4 zile fiul meu ar fi trebuit să împlinească 29 de ani. Până la 9 ani totul a fost bine. După aceea a început să meargă din ce în ce mai greu, din ce în ce mai greu, din ce în ce mai greu. Cărucior. Medicii ne spuneau că nu o să trăiască maxim până la 17-18 ani. Construiam biserică și nu prea aveam timp să fiu pe acasă, dar într-o seară, pentru că împlinea el 18 ani, m-am hotărât să iau căruciorul și să-l împing kilometri întregi, să fiu cu băiatul meu, cu Luțu, și mă gândeam că și anul ăsta îi cumpărăm ceva electronic. Plăceau lui lucrurile electronice, partea asta. Și ce ai vrea, Luțu, să-ți cumpăr de ziua ta? Am întrebat-o la un moment dat. O, tati, nu știi tu. Avem și acum toată biblioteca. Spre rușinea mea o spun că eu n-am citit-o, lui Tozer, tot o citit-o, dar știți cum dă de el pagina? Era atât de atrofiat încât cumva în cumpănă ducea lingura la gură, dar nu se putea pieptăna. Era o perioadă în care în fiecare seară eu și soția l-așezam într-o poziție și așa rămânea. Nu știu de câte ori a citit Biblia, dar vă spun că durea 5-10 minute până dădea pagina la o singură pagină din Scriptură. Și a citit Biblia de câteva ori. Dar l-am întrebat atunci, Luțu, ce ți-ai dorit de ziua ta, că faci 18 ani, ceva important? Tatița spune, dar e prea greu pentru tine, cred că nu pot. Spune, Luțu, ce-i? Tati, de ziua mea aș vrea să mă botezi. Voi construiți o biserică și până de ziua mea numai bine faceți deschiderea, era anul 2011. Mi-a fost foarte greu. 3 luni de zile m-am rugat numai să pot spune fraților din comitet. Cum începeam subiectul, cum apuca un plâns și nu mai las că vă spun altă dată și tot așa și tot așa. 3 luni de zile. A treia lună am coborât în baptister pentru că nu știa nimeni cum să-l boteze, că nu se putea îndrepta. L-am luat în brațele mele, ne-am lăsat ușor în apă. Și m-am gândit atunci la un lucru. Câți dintre noi suntem nemulțumiți? Noi plecam încolo, încolo, ne plictiseam, el în cărucior. Băiatul ăsta a trăit până la vârsta de 22 de ani și viu este Dumnezeu. Niciodată nu s-a plâns de nimic. Niciodată nu s-a plâns de nimic. N-a fost o zi în care să zic că eu sunt plictisit. N-a fost o zi, deși căutase acum pe internet, știa exact ce urmează, ce l-așteaptă. N-a zis, de ce nu mă vindecă Domnul, de ce așa când fiicele, când surorile lui mergeau să stăruie la adunare, el rămânea în cărucior acasă și făcea el singur stăruință. Într-o duminică dimineață, la vârsta de 22 de ani, pleca la biserică, avusese o noapte grea. De atunci până în ziua de astăzi, am același model. Niciodată nu dorm mai repede de ora 2. Pentru că până la ora 2 stăteam eu, 2-3, după aia mai urmărea soția. Pentru că multe luni de zile l-am supravegheat. Și plec la biserică și zic, Luțu, ți-e greu? El știind că și eu sunt bolnav, zice, dar ce greu ți-a fost ție, tati. El se sufoca, știți, nu mai avea aer. Am lăsat așa cum zice el, deși n-am avut 5% din ce a avut el. Am lăsat așa pentru întărirea credinței lui. Și am zis, ți-e frică? Nu, tati. Când am ieșit din biserică, am citit SMS-urile și atunci fiicele mi-au spus că a plecat la Domnul. Și mi-am dat seama atunci că pierdusem un înger. De fapt, nu l-am pierdut. L-am câștigat. De atunci oamenii mi-au trimis multe SMS-uri spunându-mi, de acum cerul e mai dulce pentru voi, fiindcă fiul tău e acolo. Ba, nu, oameni buni. Nu de aici cerul dulce. Cerul dulce pentru că Iisus Hristos se află acolo. Cine ar fi ajuns acolo dacă n-ar fi fost Iisus Hristos?
zicea, de acum ați face cu mâna din cer. Ba nu, n-aș vrea să fiu într-un loc în care fiul meu să mai poată privi pământul. Nu ne mai face nimeni cu mâna din cer. Că în cer nu ne mai este îngăduit să ne uităm aici, să vedem necazurile, bombele, să vedem toate urăciunile astea. În cer îi cer, fără lacrimi, cu bucurie. Ce ai putea să duci de aici în cer? Adună-ți lingouri de aur, du-te că te faci cu ele de râs în cer, că acolo e șosele de aur, străzi de aur, pavaj de aur. Te duci să duci și tu aur în cer. Tânărului bogat o zis, mă, mie așa îmi place de averea ta și eu, parcă m-ai făcut să țin și eu la averea ta. Hai să-ți propun ceva, vrei să nu o pierzi niciodată? Cum să nu? Atunci trimite-o în cer. Ha. O plecat. Pe cine era supărat? O mers să zică, ce să fac, Doamne, ca să am viață veșnică? Subiect teologic în vremea aceea, când Vechiul Testament nu se vorbea despre viață veșnică. Subiect de învățător al legii. Și pleacă de acolo, nici nu mai apucă Domnul să-i spună de viață veșnică. Le spune noi ce am făcut, că mi-am lăsat corabia, toate alea. Deci vei primi înapoi însutit și la final viață veșnică. Du-te, spune-i. Dar el era departe, deja au plecat. Pe cine era supărat? Pe cine vei fi tu supărat în seara asta că pleci de aici? Nu de mult am fost la evanghelizare și predicam și Duhul lui Dumnezeu acolo descoperea, tu de acolo care stai, ea era pusă, nu să predea, dar căzuse pe genunchi acolo în mijlocul mulțimii și nu te poți lăsa de fumat și ea nu m-a dădea din cap, tu care ești dincolo și el nu m-a dădea din cap și au plecat așa, dând din cap au plecat, supărați, pe cine? Pe ei, ca tânărul bogat. Vrei să pleci încă o dată supărat de aici? N-ai vrea să pleci fericit în numele lui Iisus Hristos? Să simți dulceața lui Dumnezeu. Nu vezi că sunt seri în care disperi și simți că ai nevoie cineva să te strângă odată puternic la brațul lui, la pieptul lui, să-ți dea o sărutare sfântă și să capeți o întărire din aia încât să nu te mai temi. Nu vezi că nu izbutești nimic, nu vezi că nimic n-are gust, nimic n-are farmec fără Iisus Hristos? Nu vezi că familia nu-i familie, că dragostea nu-i dragoste, că toți trădăm în lumea asta, numai unul singur a venit să moară în egală măsură pentru trădați și pentru trădători și acela este Iisus Hristos. N-ai vrea în seara asta să mergi împreună cu El, să stai la masă? Poate vei face cu un cerșetor din la mânci o pizza în seara asta cu un aurolac. Și ai stat cu Iisus la masă. Te apropii de unul. În seara asta renunți la bârnă în numele lui Iisus. Am spus eu de mult să întreabă asta, că umbli cu bârna în ochi. Nu stă nimeni lângă mine în adunare. N-are cum. Grinda. Vinde-o, că e scump materialul. Vinde-o. Umblă fără grindă. Nu stă nimeni în travai. Păi cum să stea în stație? Și cu bârna. N-ai vrea să mergi liber în numele lui Iisus Hristos? În cer îngerii fac echipă. Știți, zice cuvântul lui Dumnezeu în Isaia 6 și strigă unul către altul, că asta e laudă și închinare, știți? Ce sfânt, sfânt, sfânt este Domnul și tot pământul este plin de slava Lui. Celălalt nu gata și sfânt, 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 sfânt este Domnul și da, nu gata celălalt. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul și nu gata unul că începe celălalt și sunt echipe, doi câte doi. Sfânt, 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 la nesfârșit, la infinit. Noi ce zicem aici când ne întâlnim? Unii veți lua masa împreună de seară. Ce zice? Scumpă-i motorina, scurtă-i ziua de lucru, sărit-o prețurile și încă o să mai sară, deși știți că niciodată nu v-a fost rău și că întotdeauna Domnul vă va da biruință, că veți avea ce mânca, vă veți trimite copiii la școală. De veți fi în spital, va veni mâna lui Dumnezeu care m-a înviat pe mine de acolo și se va atinge de dumneavoastră și vă da biruința, aleluia, mărit să fie Domnul. Și știi că Dumnezeu se va atinge de copilul tău, că nu există om care să se roage în zadar. Unii s-au coborât în țărâna pământului, ultimele cuvinte pe buzele lor au fost cuvintele copiilor nemântuiți, dar Dumnezeu face ceva pentru că e Dumnezeu și vor fi și ei mântuiți. Și te tem. Și acum îndeamnă Duhul Sfânt pentru chiria ta care e mare. Pentru că ai rămas în situația asta, aici undeva Dumnezeu mă îndeamnă că e o astfel de situație. Pentru că ai rămas într-o situație critică. Cândva ai avut, cândva ai putut.
Nu ți-ai fi imaginat că ajungi pentru o vreme să fii chiriașul cuiva. Tu, chiriașul cuiva, care ai putut să dai în chirie. Dar uite că ai ajuns în situația asta cumplită și aici un Dumnezeu care spune să nu te temi, să nu te temi, eu sunt Dumnezeu, eu sunt cu tine. Te temi de o bucată de hârtie, un diagnostic de cancer, dacă ar fi, nu reprezintă nimic mai mult decât o hârtie. E o hârtie dată de medici, înaintea lui Dumnezeu e spulberată, nu contează. El cheamă lucrurile care nu sunt, trăiască Domnul. Aleluia, 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 aleluia. De ce îți pui tânără problema? Și de data asta am fost părăsită. Ascultă-mă ce spune numele Domnului Iisus Hristos. Dacă ar fi trebuit să rămână, rămânea. Dacă s-a dus, dă slavă lui Dumnezeu. A trebuit să se ducă. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Mulțumesc pentru criza mea. Mulțumesc pentru durerile mele. Mulțumesc pentru artroza mea. Mulțumesc pentru hipertensiunea mea. Mulțumesc pentru durerile mele, că nu le merit nici pe acelea. Mulțumesc că ți-alăți dragostea, Doamne, prin durere, că durerea nu înseamnă o nenorocire pentru mine, ci e modalitatea ta de a-mi spune atunci când te părăsesc că încă mă iubești. Trăiască numele tău, trăiască numele tău. Viu este Dumnezeul care e aici. Aleluia, aleluia, aleluia. Și dacă eu mă pocăiesc astăzi, familia mea va fi bine. Și dacă eu mă pocăiesc astăzi, că asta întreb în inima ta în seara asta, familia mea va fi bine. Aleluia, aleluia. Vedeți cine sunt eu? Unul care dintr-un moment în altul stă să... M-am gândit că noi și omul ăla pe aici, de ei s-a făcut rău, nici unul mai bine. Știi că am căzut jos în fața unei biserici în străinătate la evangelizare? Știi că de 3 ori am căzut jos anul trecut? Așa a îngăduit Dumnezeu să fiu acasă, nu pe mașină, venind de la biserică? Aleluia! Eu nu sunt nimic, nici nu vreau să fiu ceva. Nu sunt printre predicatorii proeminenți. Numele meu nu spune nimic, dar nici nu trebuie. Dar în numele Domnului pot să spun că îți pui întrebarea asta, da, familia mea va fi până la urmă? Ce fac? Plec numai eu pe drumul ăsta și ai lălțat? Mă trag înapoi. Mergi înainte cu Iisus Hristos și în casa ta va coborâ prezența lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu va fi acolo. Aleluia! Aleluia! Să ne rugăm? Haideți să intrăm într-o rugăciune comună. Dar să ne rugăm din toată inima, să ne rugăm din toată inima. Rugați-vă, iubiții Domnului, rugați-vă, iubiții Domnului. Alegeți cele mai frumoase cuvinte, dar nu alea așa, nu vă rugați poetic, maximul de exuberanță. Saltul la excelență să-l facem acum, rugându-ne din toată inima cu pasiune. Haideți, dragii mei, să ne desprindem de glia asta, să simțim că ne înălțăm către Dumnezeu, să uităm de problemele noastre, de necazurile noastre cotidiene, să uităm de dușmăniile noastre. A zis Domnul, de 70 de ori câte 7, dacă va veni cineva, iartă. Ucenicii au zis, Doamne, mărește-ne puterea. Și eu zic, mărește-ne puterea, Doamne. Ne iertăm unii pe alții, Doamne, pentru că vrem să iubim ca Tine, vrem să trăim ca Tine, vrem să ajungem unde ești Tu, Doamne, vrem să stăm o veșnicie în prezența Celui care-i lumina. În prezența celui care-i lumina, lumina lumii. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o, nu te va birui nici pe tine. Domnul e aici prezent. Haide să ne rugăm, haide să ne rugăm, haide să ne rugăm.